ziua! Astăzi voi prezenta rețeta mea de paste cu broccoli. Eu voi folosi orechete de la marca Barilla. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai bune mărci de paste și vă sfătuiesc să o folosiți și dumneavoastră. Și atunci, să începem cu ingredientele! Și acum voi spăla broccoli cu apă Kangen cu pH neutru, adică 7. Și acum, după ce l-a spălat, voi pune în acest vas apă Kangen, puternic alcalină, cu pH de 11,5, pentru că este un puternic degresant și îl voi lăsa așa timp de 10 minute. Cele 10 minute, voi pune într-o oală apă Kangen cu pH-ul 9,5 ca să fierb broccoli. Pun puțină sare și așteptăm să clocotească. Când apa clocotește, punem niște ulei într-o cratiță. Și niște usturoi, cât vreți dumneavoastră. După ce am prăjit usturoiul în uleiul de măsline, voi pune broccoli. Faceți atenție că uleiul nu trebuie să fie încins. Și acum, în apa de la broccoli, o să punem pastele. Acum tăiem broccoli în bucățele mai mici. Acum punem condimentele. Eu folosesc sare de Himalaya neiodată.
punem niște apă de la paste la broccoli pentru că conține amidon și o să facă o cremă. Acum iau bucățile mai mari de broccoli și le voi toca. Pastele sunt al dente, voi scoate usturoiul. De exemplu, pastele astea sunt al dente în 12 minute. Și voi pune pastele. Broccoli. Adăugăm crema și le voi mai lăsa încă 2-3 minute. Acum o să pun niște brânză pe paste. Eu voi folosi parmigiano pentru că mi se pare că dă un gust deosebit pastelor. Poftă bună! În opinia mea este marca de paste unde Rec. Și acum voi spăla broccoli cu apă neutru. Păpete. Stop. Rec. Și acum voi spăla... Rec. Și acum voi spăla... Din nou. A. Rec. Rec. Punem oala pe foc la păpete, unii. Mai. Acum. Rec. După ce am prăjit usturoiul în uleiul de măsline, pun broccoli în tigaie. În apă de la broccoli o să fie mai spor pe somn. Rec. După ce am... Cum era? Zi. După ce am prăjit usturoiul în uleiul de măsline, voi pune broccoli în ulei. Ca să nu se ardă broccoli, mai pune niște apă de la paste. Care are... Nu, asta mai poate să nu.